din cauza lui vin, o dăm mea de afară din urmă. Da, foarte urât. Mi-l aruncat, nu cum da. Și dacă îl faci așa aici, și mai că să ne simți, adică mă chem la oasă să mănânc și pe acum vezi că mă închiune simțit. Pe am poftit, că am știau Eugenie și am văzut pești. Urât, urât, a plăcut. Eu fost pe lista mea peștele, doar pe lista mea. El niciodată nu, n-a regretat ceea ce a făcut, nu știu ce nu spune niciodată. Doar o singură lacrimă sau vai, mi-a părut rău, sau am glumit, sau te-am testat, sau am vrut să văd cum reacționez, sau nu știu ce. Eu m-am atașat mult de omul ăsta că m-am avut nevoie, înțelegi, să mă atașez. Niciodată nu am să regretă ceea ce s-a întâmplat. Când tu îți dai seama că ce îmi făcea acasă, amândoi mă dădeau afară cu totul, zburau hainele. Ăștia 5 n-o să se ducă niciodată. Fii sigur că eu o să cad acum, la locul unde erau. Dar nici ea nu mai e acolo sus. Știi și vorba aia, dar nu mai simt vorba în picioare. Da, bine. Așa că mai bine taci. Taci, bărat, atunci când se va, face dreptate. Nu mă, ești poți din sărit. Da. Cum să-i dea capace lui fata mea care am zis să-i lumina ochilor mei? Cum? Tot e el. Păi da. Dar cred că dacă ai văzut fața de ei, de te urcai pe el acum. Păi da. Nu. Copilul meu. E plecat, domnule. Ce nu, nu, nu. Dar mă gândesc de tine acum, ca seara m-a luat și m-a pus mâna în gât. Păi da. Gestul de astea nu se face decât de un om nebun. Aici să vă fie așa de înțeles, dacă era să mă asculte băiatul pe mine, îl dădeam, păi ia, s-a înțeles. Doamne, că mă da, nu, nu. Dar mă refer așa, dar un exemplu, nu, că deci copilul nu m-a ascultat pe mine, a făcut ce-a vrut el. Dar lăsați-l că îi se poate singur ce și cum că îți dă seama de una și de alta. Este? Deși nici acum nu cred că e ferm convins. Să nu interpretez nu greșit. Nu interpretez în absolut nu, mai deci, și dacă e să vorbesc, fie, trebuie să... Chiar nu pot să las să vorbească singur. Stai liniște, doamnă. Păi nu, dar am văzut că la, sunt toate chestiile astea interpretabile și eu chiar așa nu vreau. Așa e, eu nu interpretez absolut nimic. Și Laura tot la fel, și nu interpretez absolut nimic. Dar și cum a venit faza aia? Ca un pumnal aici. Că eu am rămas bun de la sormea, știi? Și m-a venit și la mine și mi-a zis, sper că n-ai interpretat nimic, că n-ai, nu vorbea cu mine și nu puteam. Stai, frate, nu știi, te dau cu fundițele. Da. Îmi pare rău că am dezamăgit pe aici, pe acolo. Îmi pare rău că poate undeva am decăzut în ochii părinților mei sau în ochii publicului, pentru că m-am umilit ascultând inima. Oana, pentru mine va fi și va rămâne copilul meu. Niciodată nu m-a dezamăgit. Eu, ca și un bărbat, suntem de sex masculin, nu poți să te exprimi așa în fața camerelor de la vedere sau... Suntem bărbați, ne dăm mâna, am uitat, mi-ai spus, la revedere și cu asta am încheiat. Ieri, dacă o mers camera aceea de acolo, vă rog frumos să-i dați zoom lui Viorel la mână. La mână? Să-i dați zoom ieri, când au plecat familiile. Ce mână, mă? Dreaptă. Dreaptă? Mhm. De ce? Ah, e gelos. N-am pe ce și pe cine am ea oară. Ah, e gelos. Vă rog din suflet, grupul Oana și Viorel, un pas spre viitor, să nu vă face speranțe. Îmi cer scuze dacă vă dezamăgesc. Nu o să mai fie nimic, mai ales că ieri, de față cu părinții mei, Viorel se ținea de mână așa cu o fată. Deci chiar n-are rost. M-am umilit destul. Vă rog din suflet să mă înțelegeți.